Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Astăzi avem o conferință de presă foarte importantă, lansăm un program în premieră, este prima sa ediție, este vorba de programul de finanțare pentru autobuze electrice școlare, finanțat din Fondul pentru Mediu. Îl am alături de mine pe domnul ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, care vă va oferi toate detaliile despre lansarea noului program. Domnule ministru, vă rog. Mulțumesc, domnule director. Bună dimineața tuturor. Vă mulțumesc pentru participarea la conferința noastră de presă. Așa cum și domnul Drăgan spunea mai devreme, lansăm astăzi în premieră programul microbuzei electrice pentru transportul elevilor. Este unul dintre programele finanțate de către minister, prin care încercăm să atenuăm impactul schimbărilor climatice, să asigurăm un aer mai curat, să participăm la decarbonizarea sectorului de transport și să reducem emisiile de gaze cu efect de seră. Ne încadrăm și cu acest program în tendința europeană privind mobilitatea durabilă. Acest program vine în completarea programului Rabla Classic, în completarea programului Rabla Plus și mai nou Rabla Local. Practic va asigura transportul elevilor spre școală și înapoi către locuințele lor, urmărind practic să transforme comunitățile noastre în unele din ce în ce mai verzi. Bugetul alocat acestui program, finanțat exclusiv din Fondul pentru Mediu, este de 300 de milioane de lei. Nu vom finanța doar microbuze electrice, ci vom finanța și infrastructura aferentă acestora, mă refer la infrastructura de încărcare. Practic, pentru fiecare microbuz achiziționat, vom putea finanța și o stație de încărcare electrică, pentru că, bineînțeles, că nu e suficient doar să ai mijloace de transport electrice, mai trebuie să ai și unde să le încarci. Beneficiarii acestui program vor fi reprezentați de consiliile județene din România, precum și de subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București. Suma pe care fiecare unitate administrativ-teritorială o poate primi se referă la numărul de elevi de pe raza UAT-ului respectiv. Pentru UAT-uri cu mai puțin de 40.000 de elevi finanțăm maxim 7 milioane de lei, între 40.000 și 60.000 finanțăm maxim 15 milioane de lei și pentru UAT-uri cu un număr mai mare de 60.000 de elevi putem finanța o valoare maximă de 25 de milioane de lei. Finanțarea este integrală, cu alte cuvinte, UAT-ul nu va trebui să pună niciun leu la această aplicație. Vom finanța, așa cum am spus mai devreme, microbuze electrice, microbuze plug-in hybrid, precum și cele alimentate cu GNC. De asemenea, vom putea finanța, așa cum am mai spus, stații de reîncărcare. Este important de precizat faptul că în limita a 1% din valoarea proiectului putem finanța și cheltuieli de asistență tehnică și de consultanță, la fel cum vom finanța și TVA-ul aferent achiziției acestor autovehicule, în condițiile în care acesta nu este recuperabil sau rambursabil sau compensat prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale. Vom finanța microbuze
aparținând categoriei M2 și M3, adică electrice, plug-in, hybrid și GNC. Pentru cele electrice va trebui să avem o autonomie de minim 200 de kilometri, iar pentru cele plug-in hybrid ar trebui să avem o autonomie de minim 50 de kilometri pentru puterea electrică. De asemenea, aceste autovehicule ar trebui să dețină omologare CE, precum și carte de identitate, acest CIV eliberat de Registru Auto Român. De asemenea, este necesar ca autovehiculele să îndeplinească cerințele legate de accesibilitate pentru persoanele cu mobilitate redusă și, bineînțeles, ele trebuie să fie noi. Profit de prezența dumneavoastră aici pentru a vorbi și de alte programe pe care le avem în vedere și care au legătură cu elevii din România. Tânăra generație mă preocupă și ne preocupă foarte mult aici la Ministerul Mediului. Așa cum am mai anunțat, vom finanța în anul următor școlar 100 de milioane de euro pentru activitățile pe care elevii din România le vor desfășura în cadrul săptămânii verzi. Cu alte cuvinte, fie că vorbim despre activități de conștientizare, de ecologizare, de vizite în parcuri naționale sau în arii naturale protejate, aceste activități pe care elevii le vor efectua vor putea fi finanțate din sumele alocate de către Ministerul Mediului. Este important până la urmă să fie și în natură și să vadă cu ochii lor ce avem de făcut mai departe. Există o platformă dedicată pentru aceste activități, se numește săptămânaverde.edu.ro. De asemenea, împreună cu doamna ministru al educației Ligia Deca, alături de care am participat în această săptămână și la închiderea conferinței Reciclăm în România, am avut nenumărate discuții legate de alte oportunități de finanțare care să asigure elevilor din România un mediu mai curat sau școli mai sustenabile. Fie că vorbim despre programul Ranger Junior și de extinderea acestuia și în alte parcuri naționale printr-o finanțare dedicată de la Ministerul Mediului, fie că vorbim despre instalarea panourilor fotovoltaice și pe școlile din România, încerc să dau doar câteva exemple legate de celelalte acțiuni pe care le întreprindem pentru elevii noștri. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Aș dori să luăm întâi întrebările referitoare la acest program, după care alte întrebări, dacă sunt. Vă rog. Georgiana Iuzic, Digi24. Când vom vedea aceste autobuze să fie funcționale în satele din România sau, dacă nu vor fi doar în sate, unde mai exact și de câte autobuze vorbim mai exact? Avem acest buget de 300 de milioane de lei, dar ați spus că bugetul va fi împărțit atât pentru infrastructură cât și pentru achiziția de autobuze. Programul va începe efectiv la data de 8 septembrie. Până atunci, consiliile județene împreună cu autoritățile publice locale ar trebui să pregătească documentațiile de finanțare. Va fi deschis timp de 2 luni, între 8 septembrie și 8 noiembrie. Și așa cum spuneam mai devreme, depinde foarte mult ce cumpărăm. Dacă ne referim la autobuze electrice, acestea au o valoare mai mare. Un astfel de microbuz exclusiv electric poate să depășească valoarea de
un milion de lei, cu alte cuvinte 300 de milioane de lei ar putea să financeze sub 300 de astfel de microbuze. În același timp, în măsura în care se vor achiziționa alte tipuri de autovehicule din gama celor plug-in hybrid sau GNC, prețul acestora va fi mai mic. Costul unei stații de încărcare îl cunoaștem, e undeva la 6.000 de lei pentru fiecare punct de încărcare. Cu alte cuvinte, contează mult ce vor decide autoritățile locale să financeze și aș mai menționa un singur lucru: în măsura în care programul se va dovedi unul atractiv și în măsura în care vor exista mai multe cereri decât posibilitatea de finanțare, cu siguranță că putem să extindem, pe de o parte, perioada alocată finanțării, la fel cum putem să deschidem noi sesiuni de finanțare sau să mărim suma alocată. Este pentru prima oară când finanțăm așa ceva și în funcție de atractivitatea acestui program ne vom calibra în viitor, așa cum am spus, bugetul. Deci ați spus că timp de două luni stă deschis programul, da, pentru înscrieri. De pe 8 septembrie până pe 8 noiembrie va exista suficient timp, consider eu, și dacă nu vom putea prelungi această perioadă, ca fiecare Consiliu Județean să consulte fiecare unitate administrativ-teritorială și să identifice nevoile acestora, pentru că unii vor avea nevoie, alții au rezolvat această problemă în baza altor tipuri de finanțări. Întrebarea mea este: când vom vedea autobuzele fizice? Pentru că știm că mereu plățile la administrația Fondului pentru Mediu au întârziat, fie că vorbim de Rabla Classic și Plus, fie că vorbim de Casa Verde, unde și acolo am avut probleme. Deci când ar trebui să vedem aceste autobuze în funcțiune? În măsura în care la 8 noiembrie avem toate cererile de finanțare depuse și considerând că anul acesta le vom evalua, ceea ce este un termen rezonabil, consider eu, probabil că vom depinde doar de timpul de livrare. Nu aș spune că le găsim neapărat pe stocul producătorilor sau pe stocul importatorilor și probabil că discutăm despre săptămâni, poate chiar luni la livrare, dar în orice caz îmi doresc ca, dincolo de timpul necesar elaborării aplicațiilor de finanțare, dincolo de consultările între OAT-uri și CJ-uri, dincolo de perioada de evaluare, care e una simplă în cadrul administrației Fondului pentru Mediu, în prima parte a anului viitor să le vedem și puse în funcțiune. După ce termină presa. Stația de încărcare este eligibilă sub rezerva nevoii unui microbuz electric. Există posibilitatea ca unitatea administrativ-teritorială să fie instalat deja astfel de stații, fie prin programe finanțate de AFM, fie prin alte tipuri de programe. Însă un singur lucru e cert: nu vom putea finanța stație de încărcare fără să se ceară prin program și un microbuz electric. Sorry. Am să reiau ceea ce am spus la început. Cerințele sunt extrem de simple, tocmai pentru a nu pune în dificultate OAT-urile. Ele se referă la categoria de microbuze. Sunt eligibile doar cele din categoria M2 și M3, respectiv microbuze electrice, microbuze plug-in hybrid și microbuze alimentate cu GNC. Pentru cele electrice, autonomia minimă este de 200 de kilometri și pentru cele plug-in hybrid, autonomia minimă pentru partea electrică este de 50 de
kilometri. Ele trebuie să fie omologate CE și de asemenea trebuie să dețină cartea de identitate emisă de Registrul Auto Român. Trebuie să întrunească condiții legate de accesibilitatea pentru persoane cu mobilitate redusă și, bineînțeles, să fie noi. Acestea sunt singurele condiții solicitate la acest program. O secundă, că era aici o mână ridicată înainte și după aceea, sigur. Te rog, Florin. Păi, pe subiectul ăsta. Florin Micu, autoexpert. Cum veți face achiziția? Se va face o achiziție centralizată la nivel de minister sau fiecare OAT trebuie să-și facă licitația lui și achiziția proprie? Achiziția nu va fi una centralizată în funcție de nevoile specifice ale fiecărui aplicant. Vor fi liberi să-și desfășoare propriile proceduri de achiziție publică. Te rog. Vă rog să ne spuneți de unde vor fi procurate aceste autobuze și dacă elevii vor călători gratuit cu ele sau va trebui să achite ceva. Transportul elevilor în România este unul gratuit. Nu am auzit vreo primărie, vreun primar să perceapă vreo taxă elevilor pentru transportul acestora la școală și înapoi la domiciliu. Sunt 100% convins că va rămâne gratuit în continuare. În funcție de numărul acestor microbuze și de tipul acestora, fiecare Consiliu Județean va fi liber să desfășoare proceduri de achiziție publică unde furnizori, importatori sau producători din România sau din afara României pot să participe și să fie competitivi și până la urmă cel cu oferta cea mai bună va câștiga. Că le vor cumpăra de la un dealer local sau național sau din afara României este mai puțin important pentru noi câtă vreme ceea ce cumpără îndeplinește cerințele specificate de noi. Dacă am epuizat subiectul, vă rog, domnul Nevzoreanu. Bună dimineața, Cristian Nevzoreanu, grup Renault România. Hidrogenul verde devine o sursă de energie tot mai interesantă, inclusiv pentru vehicule. Și am remarcat că este un buget de 150 de milioane de euro la Ministerul Energiei, prin PNRR, pentru proiecte de producere hidrogen verde în următorii 2 ani. Considerând acest fapt, poate ar fi interesant să fie și microbuzele pe hidrogen eligibile și asta ar încuraja producătorii să vină la un moment dat și cu astfel de oferte. Ok, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru sugestie. Repet ceea ce am spus deja. Discutăm de un program într-o primă ediție, putem să-l numim program pilot, care în funcție de feedback-ul pieței sau de noi tehnologii, cu siguranță în viitor poate fi îmbunătățit. Hidrogenul verde este, fără îndoială, una dintre posibilitățile de decarbonizare ale sectorului de transport. Vă mulțumesc. Georgiana, te rog. Aș avea acum întrebări pe alte subiecte. Aș începe cu Casa Verde. A fost un succes anul acesta, însă am avut câteva probleme, am avut niște scurgeri de informații, înțelegem că ați trimis un corp de control la administrația Fondului pentru Mediu. Dacă puteți să ne spuneți care au fost concluziile, cum s-a ajuns ca unele filme să sune oamenii și să facă anumite oferte și, de asemenea, dacă vă gândiți să începeți o nouă sesiune, poate în iarnă, având în vedere succesul pe care l-a avut. Am să le iau pe rând în legătură cu scurgerea de informație, de informații despre care am citit și eu în presă. Am solicitat corpului de control al Ministerului să efectueze o analiză și să îmi prezinte concluziile identificate. În acest moment nu sunt definitivate
concluziile corpului de control, însă în măsura în care se va confirma această scurgere de date, bineînțeles că instituțiile statului român și prima care îmi vine în minte aici este autoritatea care gestionează datele cu caracter personal vor trebui înștiințate și vom lua cele mai dure măsuri pentru ca astfel de evenimente să nu se mai întâmple în viitor. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, cred că săptămâna viitoare vom publica lista persoanelor juridice, acelor instalatori care sunt autorizați de către AFM să instaleze panourile fotovoltaice. Din acel moment, fiecare persoană fizică aplicantă va putea să aleagă un instalator în funcție de proximitate, în funcție de oferta pe care acesta o face și să încheie un contract de execuție de lucrări cu acesta. Ne interesează foarte mult să înceapă instalarea acestor panouri și ceea ce pot să spun este că programul Casa Verde Fotovoltaice va continua. Că vorbim în continuare despre instalarea de panouri fotovoltaice și aici am alocat o sumă record în acest an, respectiv 1,75 de miliarde de lei. Cu siguranță bugetul anului viitor va fi cel puțin la fel de ambițios, la fel cum aș putea să anunț în premieră că avem în vedere finanțarea și finanțarea unor componente adiacente acestui program. Fie că vorbim despre acumulatori și o astfel de măsură ar face o locuință și mai eficientă din punct de vedere energetic, fie că vom finanța în viitor instalații precum pompele de căldură, ce vor asigura iarna încălzirea locuinței și vara răcirea acesteia. Cu siguranță, nu doar că îl vom replica la anul, nu doar că vom aloca o finanțare semnificativă, dar vom și îmbunătăți acest program. Dar anul acesta se mai face o sesiune pentru că celele există, cum ați zis și dumneavoastră, a fost un buget record, dar care s-a epuizat, am văzut cu toții, în câteva minute pe fiecare regiune. Întrebarea mea este dacă se mai revine anul acesta cu o sesiune sau îl așteptăm anul viitor? Eu cred că trebuie să vedem contractele semnate, trebuie să începem să vedem panouri fotovoltaice instalate pe casele românilor, trebuie să ne asigurăm că în piață există capacitate de instalare pentru toate panourile pe care le-am contractat deja și în măsura în care ne asigurăm că acest lucru este fezabil, respectiv deschiderea unei noi sesiuni, bineînțeles că putem lua în considerare și acest lucru. Deocamdată nu am hotărât acest fapt. Pentru noi e foarte simplu să alocăm sume, să epuizăm bugetele în minute, dar mă interesează la fel de mult să știu că numărul prosumatorilor a crescut, să știu că panourile sunt instalate pe casele românilor și că ele funcționează și generează facturi mai mici pentru români. Domnule ministru, aș vrea să vă întreb despre programul Rabla Local. Care este stadiul acestuia? Pentru că mai sunt doar câteva zile de înscrieri. Rabla Local urmează să aibă o nouă sesiune începând cu data de 1 septembrie. În continuare ne bazăm pe acest program, el fiind probabil cel mai vechi program de finanțare pe care AFM-ul... Rabla Local, înțeleg că avem, mă gândeam la Rabla Clasic.
La Rabla Local, ultima oară când am verificat, erau în jur de 12.000 de aplicanți. Trebuie să mărturisesc că aveam așteptări un pic mai mari de la acest program. Mă așteptam să epuizăm acești bani. Probabil pe viitor va trebui să regândim această schemă, să vedem în ce măsură apetitul oarecum redus s-a datorat condițiilor pe care le-am impus sau datorat valorii voucherului. Însă, până la urmă, și 10.000 și 12.000 și 15.000 de rable mai vechi de 15 ani scoase de pe străzile României nu sunt decât binevenite. Și deci veți începe o nouă sesiune la 1 septembrie sau vă referiați la Rabla Clasic? Nu, mă refeream la Rabla Clasic, okay. Îmi cer scuze. La Rabla Local încă nu am epuizat nici banii, nici timpul alocat primei sesiuni. În ceea ce privește Rabla Local, Rabla Plus și Rabla Clasic, când ne așteptăm la o nouă sesiune și despre ce bugete discutăm? Știm că s-au epuizat o parte din bani. Câți bani mai sunt disponibili? Discutăm despre o nouă sesiune care urmează să înceapă la data de 1 septembrie, în limitele bugetelor stabilite deja. Cât avem? Mai avem întrebări? În regulă. Acum vă invităm afară să vedem microbuzele electric cu titlul de exemplu. Sunt și colegii de la compania care au fost atât de drăguți încât să-l aducă ca să-l vedeți. Îi puteți întreba despre detalii, cum funcționează. Înțeleg că este un microbuz nu doar cu titlul de exemplu, ci și care funcționează, face curse regulate deja de transport persoane, deci e testat sub stres, ca să zic așa, și vă pot spune cum funcționează, ce autonomie are, lucruri de genul acesta, după care domnul ministru se va deplasa la ședința de guvern cu acest microbuz și cine dorește vă invităm să mergeți și după care ne vom întoarce la minister după ce îl lăsăm pe domnul ministru la ședința de guvern. Mulțumesc!